Luna mai a fiecărui an este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acțiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, aceasta având ca scop dezvoltarea locală și cetățenia activă, cooperarea și solidaritatea socială denumită Luna Promovării Economiei Sociale. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă desfășoară în cadrul compartimentului relații cu angajatorii și economie socială activitatea de economie socială, aceasta reprezentând ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general dar și interesele unei colectivități sau interesele personale nepatrimoniale prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil, producerea și furnizarea de bunuri, execuția de lucrări și prestare de servicii. De asemenea, economia socială contribuie la dezvoltarea comunităților locale, crearea de locuri de muncă și implicarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil, prevăzut de lege, în activități cu caracter social sau și activități economice, facilitând accesul acestora la resursele și serviciile comunității. Având în vedere semnificația acestei luni, Ajo Femei Călăraș a stabilit o serie de acțiuni de mediatizare a economiei sociale adresate reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, furnizorilor de servicii specializate de ocupare, dar și reprezentanților mediului de afaceri și ai grupurilor vulnerabile. Cei interesați pot să obțină informații de la sediul AJO Femei Călăraș din strada 13 decembrie.